rețeaua de magazine Paradisul Verde. Respect față de natură, soluții eficiente și peste 4.000 de produse naturale. Alimente, dulciuri apetisante, cosmetice naturale și bio, tincturi, uleiuri presate la rece, detergenți bio, cărți și aparate de uz casnic. Alege să fii sănătos! Alege Paradisul Verde, unde consilieri cu vaste cunoștințe de nutriție îți oferă cele mai bune soluții pentru nevoile tale. Paradisul Verde. Sănătate fără compromisuri. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Dacă vă uitați în jurul nostru, știți deja că suntem la magazinul Paradisul Verde. Aici găsim de fiecare dată mâncarea cea mai sănătoasă. Iar astăzi vreau să vă prezint un produs pe care foarte bine îl puteți prepara și dumneavoastră în casele dumneavoastră, în bucătărie, pentru că sushi-ul se pretează a fi mâncat în toate anotimpurile. Și acum e o modă așa în a mânca sushi. L-am invitat în emisiunea de astăzi pe domnul Dan Matescu. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Este cu specialitate în bucătărie pe partea de sushi, da? Gastronomia japoneză. Da. Nu pot să mă gândesc ce e la dumneavoastră în bucătărie. Ce e la dumneavoastră în bucătărie? Cam ce se mănâncă? Lucruri cât mai elegante și sănătoase din punct de vedere gastronomic, puțin calorice, puternic proteice. Să-mi spuneți cum e cu sushi? Îngrașă, nu îngrașă? Sushi nu îngrașă, în mod evident nu îngrașă. De ce? Pentru că se folosesc ingrediente în cea mai mare parte în stare naturală. Nu se folosesc uleiuri, ceea ce promovește și susține, nu se folosesc prăjelile. Există și niște sushi gândite ca prăjel, se numesc tempura, dar această parte eu nu o susțin, dar în rest sunt doar ingrediente, legume, fructe de mare, fructe, cum ar fi avocado, în care se prepară în sushi. Ce țin eu să evidențiez în primul rând când vorbim despre sushi, lumea aude, zice că vai, e peștele crud. Nu e peștele crud, sushi în primul rând înseamnă un orez pregătit după un anumit tipar, după o anumită rețetă, după care acest orez se combină cu diferite ingrediente în funcție de gustul fiecăruia de... Nu ne spuneți tot de la început, ci am să vă spun de ce. Sunt fascinată de oamenii pe care îi întâlnesc aici la Paradisul Verde. Nu mi-am putut imagina că există o persoană care să fie specializată în gastronomia japoneză. Unde ați făcut cursurile acestea? Am făcut câteva cursuri de bucătărie, doar pe parte de bucătărie în Brașov, după care, cunoscând și descoperind arta japoneză, am cunoscut o persoană care m-a inițiat. Deci nu pot zic că am făcut încă o școală pe partea de sushi. Deci o persoană de linie japoneză. Pe lângă care ați stat și ați furat meseria, nu? Da, mi-a arătat câteva secrete, mi-a spus secrete, câteva lucruri interesante și ulterior mi-a dat foarte mult să studiez. Dar să știți că meseria furată este cea mai bună. Asta dumneavoastră cum credeți că am făcut eu la începuturi? Am furat tot. Bun. Haideți să vedem în emisiunea de astăzi ce preparăm. Preparăm vreun anume fel de sushi, că mă gândesc că e de mai multe feluri, nu? Da, la Paradisul Verde susținem doar mâncatul partea, sănătos, am înțeles. Doar partea pe vegetariană. Și vom face sushi vegan, să spunem, sau sushi vegetarian. Perfect! Arătați-ne ce fel de ingrediente vom folosi, dar aș vrea să veniți într-o emisiune odată să pregătim un sushi nevegetarian. Cu ce îl putem face? Mă gândesc că nu există sushi cu carne de porc, nu? Ca să nu fie vegetarian. Nu există sushi. Îl putem inventa, nu? Sushi, da. Conceptul de sushi e foarte elaborat și s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, astfel încât combinațiile sunt fantastice, să spunem. Dar ca și idee, baza pe partea de sushi sunt legumele, sunt fructele, de mare, gen crevetele, caracatiță, calamarul, care se prepară, și partea de pește. În general... Păi spuneați că e vegetarian. Fructele de mare sunt pentru vegetariani? Nu, ați spus că ce se mai face în afară de asta. Am înțeles. Așa, bun. Deci se mai poate adăuga și pe partea de... Dar astăzi ce sushi pregătim? Ce-i punem în interior? Ce vom folosi astăzi? Astăzi vom folosi tofu.
Aha. Da. Crema de tofu care înlocuiește brânzeturile. Da. Avem aici pregătită, avem un tofu natur ecologic. Deci aici la magazin se găsește acest tofu ecologic, da? Bun, am tăiat câteva baghete de tofu, le-ați tăiat baghete, dumneavoastră, exact, sunt și sunt pregătite pentru a fi împachetate. Mă gândesc că aici mai avem ceva. Da, avem un ingredient pe care lumea în general nu cred că îl cunoaște, este daikon murat, o ridiche conservată după o rețetă japoneză. Bun. Are un gust foarte plăcut, e plăcută și în stare crudă, dar e mai plăcută și la și deci murată. Se găsește avem aici în magazin, da, exact. Toate ingredientele pe care le avem aici se găsesc în magazin, da? Deci și această ridiche murată, cum spuneați dumneavoastră, daikonul se găsește aici în magazin, se poate folosi la sushi. Nelipsitul orez, da? Ce cantitate ați fiert aici? Orezul, aici am o cantitate de 250 de grame de orez. El își dublează volumul. E vreun orez anume? Da, sunt câteva tipuri de orez special. Special, în care suportă tratamentul de pregătire a sushi, care na, are o tehnică aparte în pregătirea lui. Nu orice bob poate fi ales. Nu orice bob poate fi nu orice bob de orez poate fi sushi, nu? Exact, el trebuie să ajungă să fie, să aibă o fermitate, dacă observați, să ajungă, chiar dacă e fiert, să fie bob cu bob, să fie destul de aha, dur. Aha, deci să nu fie din acela fie... lipicios. Eu înțeleg exact ce spuneți. Deci nu, este... trebuie să fie, ce știm noi lipicios, ceea ce spuneți dumneavoastră, este pilaful nostru. De da, românesc. Nu, da, nu orez din acela. Trebuie să ajungă să rămână bobul, să fie bobul întreg, dar să fie fiert. Bun, deci ce ingrediente textură mai folosim? Astăzi vom mai folosi... în sushi putem băga toate tipurile de germeni care ne plac. Mie îmi plac aproape orice. Astăzi o să folosim de lucernă. Bun. Sunt foarte aromatizați, foarte frumoși. Haideți să deschidem un pic cutia să se vadă exact la cameră ce vom introduce în sushi-ul de astăzi. Perfect, îl putem pune aici lângă farfurie. Germeni de lucernă. Și altceva? Altceva vom folosi o pastă de ardei picant. Tot aici în magazin un pate, se găsește, un pate, da? Exact, un pate vegetarian, pe care eu le recomand cu mare plăcere. Toate tipurile de pateuri vegetariane sunt foarte bune, deci nu cred că există vreo legumă care să-ți facă rău, asta e clar. A, am înțeles, dar e vreo diferență între pateul vegetal pe care îl găsim la hipermarket și pateul acesta de care vorbiți aici? Știți, noi vorbim foarte mult. Mi se face semn de pe margine, da, veniți și citiți eticheta. Exact, vorbim foarte mult, e ușor de spus, că sunt toate la urma urmei provin din natură, și dar modul în care se procesează, cele ce se din adaugă, hipermarket provin din efrubetă, sunt ce chestii se mai sintetice. Adaugă, exact, ce se pune, nu pot ți garanta. Bun, că... în ce înveliți sushi-ul de astăzi? Că el trebuie rulat în ceva anume și știam că se folosesc niște alge, nu știu dumneavoastră, specialist în bucătăria japoneză, ce înveliți astăzi folosi, sushi? Vom folosi sushi-le, algele nori. A, deci tot alge. Alge uscate, da. Alge uscate. Tot aici în magazin le găsim. Da, tot aici în magazin se găsesc. Eu am mai reușit să fac, să zicem, role din foi de spanac tocat. Mi-a reușit... Să știți că dacă ești începător, mai bine vii și ți le cumperi și e asta, cel nu, mai simplu. Cele de spanac nu le găsești. Da. Nu se, alea trebuie făcute. Bine, eu zic să treceți la treabă înainte să le arătăm încă o dată ingredientele telespectatorilor noștri. Și deci vom astăzi... mai folosi o parte... Vom mai folosi castravete în stare crudă. Ne arătați pe parcurs, capia. Da? În regulă, în perfect, regulă. Să trecem la treabă. Cum începem? Bun, păi deci preparăm prima sushi, oară, da? Atenție! Prima oară și prima oară vom avea nevoie de un covoraj de bambus. Așa. Da? E un covoraj special, fără acesta este imposibil să facem aceste role. Mai sunt și alte tipuri de sushi, se numesc temaki, nigiri, bunkan. Nu avem nevoie de aceste de covoraj, dar la sushi-le arhi cunoscut de toată deci, practic, lumea. Ăsta se va rula împreună cu algele pe care dumneavoastră le veți întinde. Exact, eu mă exact prind, n-am făcut sushi în viața mea, dar nu mă prind așa cam cum stau lucrurile. Oricum, la sfârșit voi gusta și le voi spune telespectatorilor noștri dacă îmi place sau nu-mi place. Sunt sigur că o să vă placă. Nu are de ce să nu vă placă. Bun, folosim covorașul de bambus. Tot aici în magazin se găsește. Mai exact departe. Înainte să-l folosim, îl vom înfășura în folie de plastic. De ce? Pentru că e mai ușor de
de curățat, de utilizat și pe lângă aceasta vom face mai multe tipuri de role, adică și role cu alga pe exterior care se va vedea și... Câte tipuri de sushi facem în emisiunea de astăzi? Vom face două tipuri astăzi. Ah, bun. Deci da. Nu îi stresăm prea tare pe telespectatori să le dăm prea multe informații dintr-o dată, nu? Exact. Ca și combinații vom încerca să facem 4 sau 5 combinații. Acum să vedem în funcție de cum ne ajunge timpul. Ne ajunge timpul. Hai să vedem orezul cum să ne ajungă. Da, orezul. Da, păi orezul este bază. N-ai orez... N-ai sushi. N-ai sushi, exact. Bun. Bun. S-a pregătit covorajul de bambus. Vom pregăti... Am și aici câteva alge. Așa, alge gata, despachetate, da? Da, le-am... A, eu zic să le arătați la cameră, veniți încoace cu ele, că trebuie să le vadă toată lumea. Păi o să dați-mi un pic, ia să vedem. Suscate, miros amare, nu. Ai iarbă de mare. Miros bine, așa, da, deci nu e un miros izbitor pentru... să zici că e neprietenos. Nu, este... Bun, hai să vedem ce face. Iarbă de mare, să-i spunem. Ele sunt și sunt sănătoase algele, se găsesc, de exemplu, prin unele hipermarketuri și le poți cumpăra așa, cu 100 de grame. Sunt sănătoase acelea? Păi ele cam au 30 de grame, cred, plicule, punga nu, aceasta. Nu, 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 mă gândesc la cele făcute salată. Gata preparate? Da, gata preparate. Depinde, am văzut că au început să apară diferite produse, nu știu să vă zic, eu nu recomand produsele gata făcute. Bine, haide, deci, să facem acum mai bine, da. Deci avem folia de alge și... Folia de alge și o adaptăm în funcție de ceea ce dorim noi să facem ca rolă. Acum o să încercăm, o să facem o rolă cu, o adăugăm tofu și o să adăugăm și castravete. Bun, deci, fiți atenți, pentru că e foarte important să fiți atenți la ceea ce urmează. M-ați mai văzut aici în magazin preparând ciocolată, astăzi preparăm sushi. Cum e să prepari într-un magazin ciocolată și sushi? V-ați gândit vreodată? Da, numai în emisiunea noastră se poate întâmpla. Bun. Ce faceți acum? Ne pregătim, am pregătit alga de o dimensiune pe care o considerăm noi pentru a o rula. Nu trebuie să fie nici foarte mari porțile de sushi. După aceea, cred că întâmpinăm greutate la, când nu, se rulează, nu? Nu la rulat. Conceptul de sushi este că fiecare bucățică pe care o vom finaliza trebuie înghițită într-o singură, trebuie mâncată, servită într-o singură bucătură, nu se rupe din ea. Se consideră, din punct de vedere al politeții de servire, o imprudență să tot muști într-o singură bucată și de aia trebuie să fie adaptate după, să zicem așa, după gura fiecăruia. Se Bun, spune că hai fiecare să vedem bucătar ar trebui cum aproximați dumneavoastră bucățica pe care eu o mănânc, azi trebuie să fie foarte mică, să știți. Bă, încercăm un pic mai măricele acum. Dar o să fie... Bun, ce punem? Orez? Pregătim orezul. Da. Cât luăm între degete? 80-100 de grame de orez. Depinde cam cât de mare e alga. Eu recomand să nu se ia de la început foarte mult orez, pentru că e mai greu de luat de pe algă, ci să se ia se lipește, o porție... Da? Da, el se adaugă, se face, să zicem, un covoraș de... Orez. De orez, exact. Se adaugă pe algă. Se împrăștie frumos, încercăm să-l facem cât mai uniform. Da? Deci dacă mai trebuie, mai adăugăm. Dacă punem prea mult, va ieși alga prea mare, prea groasă și nu vrem să mâncăm doar orez, deși orezul de sushi e foarte bun pentru că el se prepară cu... Dacă se respectă o rețetă tradițională, să-i spunem așa, da? Cu oțet de orez, cu mirin, îndulcit ușor cu mirin, atunci gustul este foarte plăcut, deci din start doar orezul, pentru că în Japonia orezul este o zeitate considerată. Bun, am adăugat și stratul de orez, acum vom adăuga tofu, da? Așa și am zis să mai folosim, o să folosim castravete. Da, eu mi l-am pregătit deja. Așa, baghete, da, ca să merg timpul da. Mai repede. Deci baghete de castravete. Exact. Și cred că o să ne mai încapă, o să mai băgăm și niște morcovi, avem niște morcovi șuvițe, foarte frumos. Combinațiile sunt în funcție de fiecare cum consideră că poate agrea diferite legume, diferite ingrediente. Bun. Cam asta ar fi la o primă mână. Da, pregătim rola, după care o rulăm frumos. Orezul se lipește foarte ușor. Deci trebuie apăsat din ce văd eu. Apăsat faceți acolo. Și strâns. Apăsat și ușor strâns. Și mai rulăm o dată și cam asta ar fi prima noastră rolă de sushi. Așa de simplu este? Da. Deci n-aș putea spune că ar fi foarte complicat. Dar sushi, ce e complicat la ele, pregătirea în prealabil.
pentru sushi. Deci dacă nu pregătești în prealabil orezul, nu pregătești ingredientele, durează foarte mult. După care îi dăm o finețe pentru capete, să aibă un estetic, da? Mai curățăm dacă aveți surplus de orez. Acum. Îl vom tăia după ce vom face toate celelalte... Trebuie să se întărească puțin? Sau dar, cum? Eu așa prefer mâncăm să la sfârșit, da? Și după aia le tăiem, da. Bun, aș vrea să o lăsăm mai aproape de telespectatorii noștri, așa, să o vadă. Urmează să mai, în locul acestei facturi, urmează să mai preparăm un fel de sushi, dați la mine. Da, o să mai pregătim unul. În regulă, la fel, adaptăm foaia de algă. Deci foaia de algă, ce se găsește aici în magazin, da? La fel, ce faceți cu bucățile acelea care rămân? Ce să fac? Rămân după emisiune. Serios? Nu, ele se pot folosi de asemenea în... Într-o salată sau în ceva? În salată, exact. Mă gândesc că nu e, nu e pierdere, nu? Nu, nu, nu există pierdere. În bucătăria japoneză totul se mănâncă mai puțin, să zicem, nu știu ce, cutoarele de la... Andreiul Capia, să spunem. Da, da, da. Nu, da, nu există pierdere, nu o să fie pierdere, o să servim tot. Punem din nou orez, să înțeleg. Din nou orez, v-am zis, orezul este baza, da? De asemenea, iar adaptăm ochiometric. Niciodată nu trebuie pus foarte mult, v-am spus, pentru că e foarte greu de îndepărtat ulterior, da? Cât de sățioasă este această mâncare? Este la fel ca orice altă mâncare pe care am serviu-o și vrem să ne săturăm din ea. Este destul de sățios pentru că orezul conține destule fibre, complexul de vitamine B, are zaharuri lente, ajută la digestie. Vorbim de partea de orez. Dacă vorbim ulterior, alga are și ea de suficiente proprietăți, are iod, Are foarte mult iod, așa este. Da, pentru cei cu gută, spre exemplu, nu e recomandat în exces să se consume, dar în rest... Sau pentru cei care au boli ale tiroidei. Da. Da, la fel. Deci punem acum ardei capia, punem, da? Folosim, da, niște capia. Așa, și o să mai punem niște... Ați spus ceva de germeni. Da, haide să punem germeni, dacă ați adus vorba de ei. Că am atâtea ingrediente. I-am arătat încă și n-am făcut nimic exact cu ei astăzi. Îi împrăștim aici frumos lângă capia, ei se înțeleg foarte bine cu capia. Chiar ați avut o idee foarte bună. Se așezăm. Așa. Și adăugăm, o să adăugăm și un pic de daikon murat. E ușor picant. Lângă germenii aceștia care sunt ușor dulci, gustul este excepțional. Cine a inventat sushi, știți? Da, ca sushi, cel pe care îl promovăm noi astăzi, este un japonez prin secolul XIX, se numește Hanaya Yohei. Dar de ce a fost nevoie de această mâncare? Nu că a fost nevoie, sushi la bază a fost o tehnică de conservare de pește. Se folosea orezul în acea conservare de pește, dar nu se mânca orezul, deci pe departe în ziua de astăzi ceea ce facem noi acum. Ok, am rulat și bagheta, o mai strângeți bine încă o dată o, și gata, încă un sushi, nu pot să cred. Mai preparăm vreun fel? O să mai pregătim, da. Haideți să mai facem încă două una. Feluri. Sau două feluri? Perfect. Două feluri, deci acestea vor fi role întoarse. Deci acestea sunt specific japoneze. Ei, în Japonia, cele mai multe sushi se găsesc cu alga la vedere. Însă, conceptul american... Există și sushi american? Nu că există sushi american, dar în America s-a dezvoltat un alt tip de sushi pe care japonezii nu prea îl foloseau și anume cu orezul pe exterior. Ar trebui să nu se numească sushi. Se numește că un japonez a inventat-o. Se numească pe americanește. Nu știa cum să facă americanii să servească acest preparat. Ei nu agreau gustul de algă, nu agreau gustul de pește, să spune că se folosea și pește și atunci un alt japonez s-a gândit, măi, să fac eu pe americanii și să mănânce totuși sushi-le meu, că e destul de bun și sănătos și o să vadă. Mai scătem la și acum ce faceți? Ce-a făcut americanul? Ce-a mâncat americanul? Ceva de genul, să spunem. Ia să vedem. Da, cum aici e punem mai mult orez. Da. O să împrăștiem pe aproape toată alga. Și la fel întindem frumos.
Spuneți dumneavoastră să nu fie în exces. Să nu fie în exces, da. Îl apăsăm ușor. Îl apăsăm ușor, dar nu foarte tare. El oricum își păstrează textura, deci nu ne facem griji că va ajunge un acel pilaf, știți, pe care îl cunoaștem. Nu, el va rămâne tot bob cu bob. Se mănâncă cu ceva sosuri acest sushi? Da, se servește cu... În primul rând se servește cu sosul de... L-ați întors, stați așa! Că trebuiau să vadă telespectatorii. Ați întors, ați întors ideea, folia, da? Da? Deci de unde ați tapetat orezul acela? Bine, bine. Așa. Ați întors folia. Dacă tot m-ați spus să mai întorc o dată, o să folosim și niște, să-i dăm un decor mai interesant. O să folosim niște semințe de susan. Tot aici în magazin sunt de găsit, da? Astăzi stăm cu cuțitul, așa, pentru că și dumneavoastră în bucătărie faceți sigur la fel, numai că noi preparăm sushi într-un magazin, vă dați seama. Bun, deci punem susan. Da, îi dăm un... Să fie mai plăcut ca și aspect. Am înțeles. Știți? Îl întoarcem. Îl întoarcem, acum fiindcă m-am spus să-l întorc și așa avem... S-a cam murdări pe... puțin, da? Nu, nu contează. Nu e o problemă, da. Bun, vom folosi o pastă, acel pateu vegetarian de care ziceam. Da. Vom întinde frumos. Bine, acum și în Japonia se folosește tipul acesta de, nu pot să zic că nu doar în America, dar vreau să vă spun, am vrut să subliniez că ideea aceasta a plecat de la un japonez care a ajuns în America și a încercat să convingă poporul american să servească și el sushi. Că e foarte sănătos, da? În primul rând are un miros destul de pătrunzător, da, așa, e un de ardei ușor picant, da. Ce mai puneți? Vom folosi niște ciuperci shiitake, se numesc. Sunt niște ciuperci foarte puternic aromatizate. Au un miros așa. Mie îmi plac urechile de lemn. Da, sunt interesante și ele. Mie mai mult îmi plac shiitake. Au un iz, așa, o aromă de usturoi, să spunem. Dar un usturoi dulceag. Dacă cineva a preparat vreodată usturoi și cu rozmarin amestecat, exact aceeași aromă are, de usturoi cu rozmarin. Mm-hmm. Punem aceste ciuperci. Și aceste ciuperci trebuie să fierte în prealabil, nu se pot servi crude. Se pun. De unde luați ciupercile acestea? Ciupercile tot de la de aici din magazin, Verde, da? Perfect. Deci toate ingredientele sunt aici pe raft. Da, ele arată foarte interesant după ce sunt fierte, preparate, da, se umflă și capătă volum. Pentru că timpul ne presează, eu spun imediat, să ne grăbim, imediat, mai punem mai ceva peste ciuperci? O să punem, să mai dăm o tentă frumoasă, o să punem niște sfeclă roșie. Mm-hmm. Sfeclă roșie și da, văd că încape în sushi-ul acesta destule ingrediente. În sushi-ul acesta o să încapă mai multe, da. 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 Și nu știu dacă n-am folosit noi ceva, o să punem și un pic de... Un pic de morcov ras, da. De pe margine vi se șoptește să folosiți ghimbir, dar poate la următorul, da? Nu, ghimbirul nu se folosește în role, se folosește cu rolele când se servește, mai exact... Așa, și acum rulăm. Și acum rulăm frumos, exact. Hai să vedem cum e cu orezul acesta pe exterior. Da. Estetic arată mult mai frumos, așa trebuie să recunosc. Cum? Această rolă, deci e mult mai... Am înțeles, e mult mai apetisantă, nu? Da, mai interesantă, știți? Ea poate fi asezonată cu semințe de chia, cu semințe de mac, cu germeni tocați, fiecare cum îi place și cum consideră ca și gust. Bun, mai avem timp să mai facem nu știu dacă mai avem platou. Timp, dar eu zic să pregătim platoul, să le arătăm telespectatorilor cum se taie și ce să o spunem deasupra, da? Și dacă, eu știu, dacă mai avem timp, o să mai pregătim. Dacă nu mai avem timp astăzi, dar oricum mai facem o emisiune, bine. Dacă vreți, și preparăm cu ce ingrediente doriți dumneavoastră. În orice caz, sper să fie foarte gustos ce ați preparat. Trebuie azi să fie foarte gustoasă, n-am cum să nu fie, pentru că sunt doar produse platoul bune. De aici și să vedem ce facem mai departe. O să le lașez un pic aici. Așa e când prepari într-un magazin și n-ai bucătăria la îndemână.
ce să facem. Dar ați prins ideea, așa se face sushi și nu e greu deloc, este foarte simplu. Toate ingredientele sunt aici la Paradisul Verde, trebuie doar să vă jucați cu imaginația și să preparați după gustul dumneavoastră fiecare baghetă de sushi. Acum tăiem aceste... Da, o să pregătim să tăiem. Baghete, da? Cum se taie într-un fel anume, ca să nu se împrăștie? Da, se taie într-un fel anume, în ce sens? Udă cuțitul, pentru că altfel orezul va fi foarte aderent. Așa, udăm cuțitul și... Și după care îl încercăm să-l tăiem. Se poate tăia de la un capăt la altul sau din jumătate în jumătate. Între 6 și 8 porții de sushi la rol ar ajunge. Ai, ce bine arată. Trebuie avut grijă să nu avem mâine foarte ude la partea de role cu alga pe exterior, pentru că s-ar lipi imediat. Aha. Ne trebuie un cuțit cum l-am pe acesta, care să taie să bine. Folosim, da, să taie bine și să folosim doar pentru sushi, dacă se poate, și nu și pentru a toca legume sau... Da? Și uitați, deci trebuie să avem cuțitul celebrele, de sushi. Celebrele role, da? Cele care au câte o chestie așa în sus, le sunt de decor. Aha. Da. Să le tăiem și pe celelalte. Și pe celelalte. La aceasta cu orezul pe exterior trebuie avută mai multă grijă. De ce? Pentru că fiind orezul trebuie să udăm și cuțitul și mâna, că altfel ni se va lipi rola de mână. Da? Și vă ziceam, se poate tăia și de la un cap la altul. De câte ori pe săptămână vă preparați sushi acasă? Cel puțin o dată pe săptămână. Totuși nu e chiar atât de ușor pentru oricine să facă sushi. E mai dificil, în primul rând, dacă nu obții orezul. Dar mi s-a părut foarte simplu ce am făcut astăzi aici. Cred că vi s-a părut foarte simplu, doar că, v-am zis, trebuie acea pregătire în prealabil. Poate prima dată este mai greu, dar după aceea sigur ne iese. Deci dacă ne iese orezul, după aia combinațiile sunt nelimitate, exact. Da, dar baza, da. V-am zis, baza este orezul și dacă n-ai un orez bun, restul ingredientelor sunt nu ajută. Deci nu te poate ajuta dacă nu îmi faci și orezul bun. Da, și le așezăm frumos. Îl tăiem și pe celălalt. Îl tăiem și pe celălalt. Și uite cum am învățat astăzi să preparăm sushi. Exact. Un sushi vegetarian. Da. Sushi foarte sănătos. Acesta arată foarte bine. Așezăm pe farfurie și... Ce bine arată. Foarte bine. Ei, ați făcut treabă bună astăzi. Să le punem aici și să le arătăm telespectatorilor noștri. Le mai punem ceva? Da, mai da, facem asta ceva? Vreau să vă zic că după ce am pregătit sushi nu se poate servi fără wasabi. Wasabi este o pastă obținută din, ceva picant, din planta wasabi. Da? Unde l-aveți? Literalmente, pe acest sos? Se spune, eu l-am pregătit deja aici, avem, fie se găsește pudră, da, da? Wasabi pudră, sau direct pasta la tub. Am avut aici la magazin o găsim. Da, l-am avut praf, dar l-am pregătit cu un pic de apă și l-am pregătit și aici. Și cum îl puneți? Ideea este că pentru cei care doresc să pună în rolă și vor mai picant, se poate pregăti să se bage și în rolă. Însă eu nu recomand. De ce? Pentru că este destul de iute și mai ales cei care nu au gustat sau nu sunt obișnuiți, o să aibă o neplăcere când mănâncă. Este prea picant. Așa pot lua un pic de sushi, pot gusta un pic de pastă wasabi să vadă combinația de arome. Da. Ideea este că da, pentru wasabi în acest platou este pentru cel care dorește un pic ceva mai picant. Se ia un pic de wasabi, se pune pe rolă, după care se servește. Wasabi se poate da în diferite forme. Noi o să dăm o formă cilindrică astăzi. Nu există ceva anume în care să se pregătească. Îl punem pe marginea farfuriei, exact, și îl lăsăm acolo, fiecare ciupește cât vrea, da, nu? Da, da, și lăsăm aici frumos. Exact. Și cam asta e treaba de astăzi. Mai două secunde. Ce mai avem de făcut? Două secunde. Mai avem sushi-ul trebuie neapărat să zicem așa, înmuiat un pic sau
îmbălsămat un pic, nu? Aromatizat un pic cu sosul de soia. Un sos de soia autentic. Este foarte bun, da. Da? Un sos de soia organic, dacă se poate, cât mai natural, cât mai puțin serat impus, știți? Adică procesul de fermentare a boabelor de soia și obținerea sosului de soia se folosește și sarea, astfel încât că sunt preproduse, să spunem, în care sarea este chiar în exces, se găsește în aceste produse și nu recomand, nu e sănătos sodiu. Și ce faceți? Puneți sos de soia în această... O să adăugăm într-o... Exact. O să adăugăm un pic de sos de soia, pentru că atunci când vom servi... Să-l muiem acolo exact, și... Exact, cam asta este, nu? Nu, mai adăugăm și ghimbirul. Aoleu, câte facem astăzi, vă vine să credeți, dragi telespectatori, câte facem astăzi în emisiune? O secundă să-l regăsesc, gata, așa. Cred că nu l-am regăsit încă. Aici mai este ceva, nu știu ce este. Și acelea sunt niște prune. Am pierdut ghimbirul. Cine îl găsește? Gata, l-am găsit. Ați găsit ghimbirul? Da. Uitați ce bine arată platoul de sushi. Așteaptă să fie devorat. Punem și un pic de ghimbir. Pe ce anume presărați ghimbir astăzi? Ghimbirul se pune la fel separat. Nu se presară pe nimic. Mai exact, ghimbirul se servește atunci când se schimbă combinațiile de sushi. De exemplu, dacă am servit tofu cu castravete, ca să nu rămână gustul acela, să nu rămână gustul de tofu și castravete, ghimbirul spară acelor gurii, împrospătează gura și totuși anulează și totodată anulează și vechile gusturi pe care le-ai servit. Astfel încât când vei servi daiconul, să zicem cu capia sau ce mai putem sfecla roșie cu morcovul și cu pateul vegetal, să le regăsești și lor aromele. Știți, altfel nu se maschează una pe alta și fiecare porțiune din sushi trebuie savurat ca atare, nu înfulecat așa, știți, pe cum înfulecăm cartofii prăjiți cu friptură, de exemplu, nu? Da, nu știu dacă mănâncă cineva așa ceva, dar... Ei, o să vă mirați. Bun. Mâncare sănătoasă am preparat astăzi. O mâncare sănătoasă, bineînțeles, întotdeauna la mâncare japoneză folosim și niște tacâmuri ca atare. Totuși, vreau să menționez că sushi se poate consuma și cu mâna. Cu mâna sau cu bețele, dar niciodată cu furculița sau cu alte ustensile. Deci fie cu mâna, pentru că e considerat un finger food, așa cum spunem noi, da? O mâncare de mână. Sau cu betișoarele asiatice. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost în emisiunea de astăzi. Am preparat sushi vegetarian cu mai multe ingrediente. Poate vom face o emisiune în care preparăm și sushi cu pește și fructe de mare, așa cum ați spus dumneavoastră. Toate ingredientele sunt aici la magazinul Paradisul Verde și nu trebuie decât să vă puneți imaginația la încercare pentru un platou cu hrană sănătoasă. Mă bucur că am putut face lucrul acesta pentru dumneavoastră prin intermediul invitatului meu. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și iar dumneavoastră poftiți la masă. Nu rămâne decât să veniți aici să cumpărați ingredientele și să vă preparați ce aveți în față. Rețeaua de magazine Paradisul Verde. Respect față de natură, soluții eficiente și peste 4.000 de produse naturale. Alimente, dulciuri apetisante, cosmetice naturale și bio, tincturi, uleiuri presate la rece, detergenți bio, cărți și aparate de uz casnic. Alege să fii sănătos! Alege Paradisul Verde, unde consilieri cu vaste cunoștințe de nutriție îți oferă cele mai bune soluții pentru nevoile tale. Paradisul Verde. Sănătate fără compromisuri.